Salutare, jupânilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Jupânilor, astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar astăzi vom începe o nouă serie foarte, foarte interesantă, o nouă aventură, să zic așa, pentru că s-a apucat și nea Doru de aici, din sala noi, de filmat. Așa că va filma și el vloguri cu tractorul lui, are și el un UTB. Așa că zic eu să-l susținem pe Neadoru cu vlogurile. Astăzi va filma și el primul vlog, așa că o să-l vedeți imediat. O să-i dau și lui camera ca să filmeze, că el n-are deocamdată o cameră performantă pentru a filma vloguri. Așa că o să-i dau eu și lui camera și o să își facă și el vloguri. Înainte de a începe toată această serie și toată această aventură, să zic așa, prin ferma lui Neadoru, v-aș ruga să vă abonați la noul canal de YouTube, se numește Coco 2.0 și chiar ar fi foarte, foarte, foarte tare dacă v-ați abona cu un număr cât mai mare de jupâni pe acel canal, să strângem 100 de abonați, pentru că la 100 de abonați voi pune primul video, un video diferit față de ce facem noi pe canalul ăsta și vă aștept cu un număr cât mai mare. Va reveni filmarea din curtea lui Nea Doru. Salutare tuturor, eu sunt Doru, iar acesta este primul vlog din mica mea fermă. După cum puteți vedea, asta este curtea mea. Este o curte destul de mare, aș putea să spun, și sunt un mic fermier, un fermier începător. După cum puteți vedea, am și un UTB aici, care este destul de vechi, să zic așa, dar sper că o să-și facă treaba, pentru că mi-am dat aproape toate economiile pe tractorul ăsta de aici și cu plugul acesta de 3 brazde. Mai am în plus o căruță și, bineînțeles, o mașină, avem Logan-ul și cu o remorcuță acolo. Eu sunt Doru, așa mă numesc, am 57 de ani. Și am zis să-mi încep și eu o mică fermă pe aici, prin sat, prin Dumești, pentru că am văzut că lui domnul Coco îi merge foarte, foarte bine cu ferma. Și după cum știți și din vlogurile lui, eu sunt tractorist, mă mai duc din când în când la ferma lui și îl ajut cu treburile pe acolo. Așa că am zis să încep și eu cu vlogul, să încep treaba cu videoclipurile și să văd ce mi iese. Dacă vă place ce o să fac cu vlogurile, nu uitați să apăsați și voi acolo un like de susținere. Așa că haideți să trecem și noi la primul video pe care o să-l fac astăzi și vreau să mă duc astăzi, bineînțeles, cu UTB-ul. Cred că tuturor vă place UTB-ul ăsta pe care l-am cumpărat. Am zis să am și eu unul propriu, să nu împrumut de la altcineva și să am eu un UTB doar al meu și să îmi muncesc terenul. Am un teren destul de mic, are jumătate de hectar, adică na, nu am chiar atât de multe terenuri, dar pentru început o să văd ce o să iasă. M-am trezit și foarte devreme, am zis să avem timp să facem de toate. Așa că, da, pentru început să vedem ce o să iasă. Haideți să ne urcăm în UTB. Cam așa este și la interior, 650. E un 650 D9. Nu e mare, bineînțeles, scofală în interior, pentru că doar este un UTB la 2000 de euro, adică nu prea ai ce să ceri, dar oricum îți face treaba dacă ai puține terenuri, zic eu. Nu sunt expert, așa că
puteți să mai scrieți în comentarii ce o să greșesc, pentru că sunt doar un fermier începător. Haideți să pornim tractorul. A și pornit UTB-ul nostru de aici. Avem și niște cabluri aici frumos pe față, în caz de rămânem împotmoliți. Și da, haideți să deschidem și noi ușa frumos și să luăm plugul, să mergem și noi la arat puțin. Pentru prima oară am zis că băgăm și noi UTB-ul la arat, să vedem cum se descurcă. Eu am mai arat vreo câteva hectare cu el, nu hectarele mele, dar hectarele a niștor oameni din sat. Așa că de acolo mai fac eu câte un bănuț. Haideți să mă dau și eu jos aici să vedem cum să atașăm. Stați că îi mai dau puțin. Atât. Dar la anime-i o mai învăța eu câte ceva despre fermă și despre tractoare. Atât. Bun, haideți că am agățat și plugul. Ia haideți să îl ridicăm și să-i dăm drumul spre bucată. Ușurel mergem cu tractorul, pentru că vă dați seama, nu vreau să stric ceva la el, că e singurul meu tractor și nici bani de reparat nu prea am. Abia am avut bani de motorină și vă dați seama că nu vreau să stric sau altceva la el. Ia să închidem și porțile să nu intre oricine. Închidem frumos porțile, haideți să ne urcăm. Am luat tot frumos. Haideți să-i dăm bani. Îi dăm ușurel. Am terenul undeva pe câmp, pe deal încolo, dar o să vedeți mai bine la fața locului. Cam prin zona asta stau eu. Cumva mai îndepărtare de celelalte case, pentru că acolo am găsit un teren cât mai ieftin și unde o să îmi fac eu treaba. Bine că terenul ăla este luat de foarte mult timp, cred că mai bine de 40 de ani, și nu este cumpărat de mine, este cumpărat de bunici de-a mei, ca moștenire să zic așa, și acolo o să îmi încep eu mica fermă. Sper să iasă ceva bine, sper să iasă ceva bine și sper să mă susțineți și voi acolo, pentru că ăsta e primul video și voi vedea și eu cum o să iasă. Sper că o să vă placă și sper că vă place și UTB-ul pe care l-am putut să-l cumpăr, pentru că un tractor mai bun chiar nu am avut bani deloc. Așa că un UTB și cu plugul ăsta o să mă descurc eu cu tractoarele, cu tractorul pe care l-am și cu plugul. O să mai iar la vecini, o să mai fac treabă pe la domnul Coco și o să facem câte un bănuț acolo, ca să avem și de motorină și de, în caz de se mai strică vreo piesă la tractor, să mai am acolo câțiva bănuți deoparte. Pentru că eu, timp de 20 de ani, vă dați seama, am lucrat la o fabrică de materiale de construcție și vă dați seama că acolo eram plătit foarte puțin, doar cu 1800 de lei pe lună și nu prea puteai să faci nimic de banii ăștia. Așa că am zis să îmi dau demisia și să vin frumos la țară, pe terenul pe care mi l-au cumpărat bunicii, și să mă descurc aici. Mai ai câte o grădină la țară, mai semeni, bineînțeles dacă ai tractor,
mai mănânci o legumă care a fost pusă de tine, mai te descurci mult mai bine decât la oraș. Așa că am zis, am strâns și eu câțiva bănuți, mi-am mi-am cumpărat și tractor, un plug, care văd că cam joacă pe terenul ăsta, dar n-am ce să-i fac. Un tractor, un plug și o căruță pe care o aveam de foarte mult timp, lăsat acolo în curte, casa bătrânească pe care o știți, pe care ați văzut-o, și na, Loganul pe care mi l-am cumpărat de vreo 5 ani îl am și încă mai merge, încă își face treaba. N-am de gând să-l dau, e o mașină bună. Am și remorcuța la el în caz de trebuie să car ceva. Și da, asta e parcela pe care o are acum, e parcela mea. Poate o să mai îmi iau încă vreun hectar, o să văd, dar mai deocamdată o să mă descurc cu jumătatea asta de hectar, pentru că vă dați seama, nici bani nu am, chiar deloc să fac vreo investiție sau ceva deocamdată, dar de motorină și ca să supraviețuiesc de pe o zi pe alta, să zic așa, am pus deoparte și în aia nu umblu, pentru că vă dați seama, dacă îmi cumpăr acum un hectar de pământ, nu prea mai am cu ce bani să îmi cumpăr de mâncare sau ceva pe o lună sau două, așa că banii de terenuri am să-i țin de terenuri și banii ceilalți am să-i pun deoparte, adică o să trebuiască să fac și eu puțin economie ca să strâng câțiva bănuți acolo. Chiar dacă n-am eu acum o situație foarte bună economică vorbind, sper că o să ajung undeva și cu ferma, cu mica mea fermă, să nu dau greș cu ea. Așa că vom vedea pe viitor ce vom mai face. Ia să îi dăm tot în față. Aici cred că o să semăn niște grâu. Bineînțeles, nu cu tractorul meu, pentru că, sau cu tractorul meu, dar nu cu semănătoarea de-a mea, pentru că nici nu am așa ceva. E foarte scumpă și n-am avut deocamdată bani să-mi mi-o achiziționez. Așa că o să iau eu de pe la cineva o semănătoare și o să semăm pe aici. Și un disc ar mai trebui, dar o-i vedea eu ce voi mai face. O să mai ar pe la oameni, pe la vecini, o să mă descurc eu cumva, că doar trebuie să facem câte un bănuț, să trăim și noi de pe o zi pe alta. Da, și m-am gândit să mai pun o grădină prin curte pe acolo, că am destul de mult spațiu să-mi pun o grădină cu roșii, cu castraveți, cu mai multe soiuri de legume. Și da, o să văd ce o să fac, dar mai aștept puțin să mai strâng vreo câțiva bănuți. Ușurel, ușurel, ia să vedem. Cu spatele să-i dăm puțin, așa. Că n-am vrut să fac, vă dați seama, niciun împrumut în bancă. La domnul Coco aici la fermă sunt angajat cu jumătate de normă și vă dați seama, n-avea rost să fac împrumut în bancă sau ceva, pentru că nu îmi dădeau nicio sumă mare și plus că nici nu voiam să plătesc un comision, o dobândă în plus la băncile astea, care te cam fură, să zic așa, te cam fură foarte mult. Și am zis, băi, îmi strâng eu câțiva bănuți,
100-200 de milioane în bani vechi vorbind, și îmi iau eu un tractor acolo frumos, un plug, și îmi fac eu treaba. Motorină am deocamdată pe vreo câteva săptămâni, zic eu. Am un butoi plin, o tonă cred că am, aproape. Am o tonă, 1000 de litri mai bine zis, că se măsoară și motorina în litri. Și am de unde să alimentez tractorul, așa că de asta nu îmi fac griji deocamdată. Așa că îmi fac griji doar pentru discuit terenul ăsta pe care l-am aici și pentru semănat. Că restul mă ocup singur el, fiind eu om bătrân, dar o să mă descurc. Ia să băgăm și aici încă o brazdă și îi dăm, mergem înapoi acasă. Ușurel îi dăm pe aici, pentru că e terenul puțin în deal, după cum puteți vedea. Na, nici tractorul nu e cel mai bun, dar trage. Sunt UTB-uri și mai bune, să zic așa. Dar la banii ăștia nici nu ai ce să comentez. Chiar își face treaba. Ia să urcăm noi pe deal pe aici, să nu călcăm pe unde am arat sau prin bucata omului, și să mergem înapoi la fermă. Aici, după cum puteți vedea, a treierat și șeful. Și poate o să mă bag și pe tractoare mai performante vorbind, dar nu cred că deocamdată o să mă bag pe așa ceva. Doar cu tractorul meu o să-mi fac treaba dacă e la fermă la șeful, așa că deocamdată pe tractoare mari nu am să mă bag, nici nu prea mă pricep. Știu așa să umblu cu UTB-urile și cu tractoarele astea vechi, dar cu astea mai noi trebuie să am pe cineva să-mi explice cum se pornește, cum se bagă, pentru că are o grămadă de computere pe acolo, o grămadă de calculatoare la alea noi, și vă dați seama că eu, om bătrân, aproape 60 de ani, nu prea mă pricep așa de bine. Am și telefon, vă dați seama, cu butoane. Telefon cred că are ăsta 10 ani și bateria ține câteva zile bune și nu trebuie să încarc, așa că deocamdată am să rămân la astea vechi, mai pe gustul meu, să zic așa. A, să mergem ușurel pe aici. Motorina i-a făcut full-ul odată, după cum puteți vedea. I-am făcut full-ul, așa că vreo o zi, două, cred că nu o să trebuiască să mai alimentez, dacă nu o să umblu cu tractorul chiar din oră în oră. Ia ușurel să băgăm tractorul aici înapoi prin pe pod aici, ușor, așa. Și după cum știți, șeful, fiind și primar aici în Dumești, a făcut și pod, ne-a făcut și pod aici, o fi el mai pod mai de puțin mai joasă calitate, să zic, dar față de cum era un dita mai șans, nu puteai să treci cu mașina sau ceva, o lăsam acolo la uliță. Vă dați seama că e mult mai bine, poți să treci cu tractorul și cu mașina acum. Și a zis că va pune și va face un nou pod, să zic așa, dar deocamdată o să vadă domnul șef sau domnul primar, cum să îi zic, că voi cred că îl cunoașteți mult mai bine din vlogurile lui. Ia ușor așa. Și da, acum să mă învăț și eu cu filmatul ăsta, cu editatul, cu YouTube-ul, că vă dați seama, nu prea le am eu, așa că vom vedea noi care
și cum. Sper că o să vă placă și editarea și filmarea. O să-i mai zic lui domnul șef să mă ajute la film, la editat, la încărcat, că nu prea le am eu. Vă dați seama, nu am experiență în așa ceva. Haideți să mă dau și eu jos puțin, decuplăm aici, așa, și să punem tractorul la loc. Ia să vedem, ușor așa, aici am puține dâmburi prin curte, dar o să le repar eu cu timpul. O să mai aduc o basculantă de piatră și o să mai torn pe aici prin curte, dar de acum când o mai strânge bani. Păi, dragi prieteni, cam atât a fost și cu primul vlog de astăzi. Haideți să închid și eu porțile. Așa. Sper că a plăcut începutul fermei, începutul aventurii, să zic așa. Și nu uitați să mă susțineți cu un like acolo și cu abonare. Să nu uitați să mă susțineți. Așa că pe data viitoare vă urez tot binele și noi ne vom revedea în următorul video.